Ministrul Agriculturii a justificat astăzi decizia de interzicere a exporturilor de produse agroalimentare de bază. Am monitorizat dinamica exporturilor și am constatat că pentru unele produse de bază, în luna martie, exporturile au fost duble față de luna martie anului trecut. Oricând putem lua și alte decizii de relaxare sau, din potrivă, de suspendare a altor, de suspendarea exporturilor a altor produse de bază. Ministrul a mai punctat că stocurile existente ajung pentru perioada crizei. Totuși, agricultura va avea de suferit anul acesta. După recolta din acest an, care datorită secetei cu siguranță nu o să fie o recoltă foarte mare, deși noi ne dorim acest lucru, vom lua alte decizii. Cererea de grâu la acest moment este de 170.000 de tone, mai mare cu 50.000 de tone față de perioada normală, iar grâul din rezervele statului ar putea să asigure nevoia populației timp de aproximativ 2 luni.